trenul metropolitan Iași, care ar oferi o alternativă rapidă și eficientă pentru transportul zilnic, se află într-un stadiu avansat al proiectului. S-au făcut studii de prefezabilitate, s-a conceptualizat acest proiect, însă o linie de finanțare, bani clari pentru a susține astfel de proiecte la noi în România, a fost demarată abia în anul 2023, în al treilea trimestru. În același timp, în momentul în care a fost lansat ghidul de finanțare, au apărut acele ordonanțe prin care unitățile administrativ-teritoriale nu puteau să mai aloce bani pentru consultanță. A fost un mic blocaj care a fost deblocat în ianuarie. Acum, studiul nostru de prefezabilitate a fost depus la Ministerul Transporturilor în luna aprilie, am urmărit îndeaproape acest proiect și am primit asigurări că a fost semnat de toți factorii decidenți. Astăzi, mâine, așteptăm să fie publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în procedură de transparență decizională, astfel încât ulterior să fie publicat în Monitorul Oficial. În cazul Asociației Metropolitane de Transport discutăm destul de des și aplicat oportunitatea pe care o oferă ca alternativă transportul pe care a ferată. Sunt multe localități care pot fi conectate prin linia de cale ferată spre și dinspre municipiul Iași, astfel încât toți cei care au de călătorit să poată să ajungă mai repede, evitând astfel acele ambuteiaje la intrarea în Iași. Primăria Ciurea a pregătit, de fapt, în spatele gării Ciurea, am amenajat o parcare în care încap multe, multe mașini pe care le pot lăsa o parte din cetățeni care doresc să circule cu tren. S-au făcut importanți pași în vederea transportului metropolitan feroviar și cred că este o investiție mult așteptată de toată zona metropolitană, pentru că trenul metropolitan ajută foarte mult la descongestionarea, am vorbit și de traficul rutier, pentru că Lețcani are, după cum cunoașteți, cele mai multe căi de comunicație pe linie rutieră și feroviară, cred că din tot județul. Și trenul metropolitan îl așteptăm cu mare ardoare, pentru că este binevenit în zona metropolitană și la Lețcani. Proiectul se bazează în mare parte pe folosirea rețelei existente de cale ferată cu reabilitarea unor porțiuni pe tronsoanele podul Iloaiei, Iași, Ungheni și Iași, Ciurea, alături de o extindere pe ruta Holboca-Aeroport-Aroneanu. Proiectul mai prevede și achiziția a 10 trenuri și amenajarea de stații și pasaje subterane. Cu siguranță pe liniile existente, vorbim de la podul Iloaie până în Iași și pe urmă în continuare către comuna Ungheni sau linia de la Piciorul Lupului la gara Nicolina, acolo vom putea circula, sperăm noi, în 2 ani, maxim 3. Depinde și în momentul în care vom face licitațiile pentru garnituri de tren, producătorii în cât timp vor putea să livreze garnituri noi. Pe linia de la aeroport, dacă ne uităm un pic la investițiile în infrastructură de cale ferată, 10 km de cale ferată nu sunt nici mulți, nici puțini, ei ar putea fi făcuți în 3-4 ani, însă să știți că acolo, din ceea ce s-a studiat în prealabil, va fi necesar un tunel sau, în orice caz, se va săpa foarte mult în dealul comunei Aroneanu. Proiectul are o valoare estimată de 270 de milioane de euro și este propus spre finanțare prin programul Transporturi 2021-2027.